Stația de astăzi ne duce la începuturile orașului Offenbach. La început, orașul nostru a fost o mixa de agricultori și pescare aici pe Main. Acest sat se afla lângă o cetate. Din păcate, nu știm multe despre această veche cetate. Pe locul acestei vechi cetăți, conții de Isenburg au construit castelul de astăzi în 1564. Poartă numele acestei familii nobile. Conții de Isenburg stăpâneau peste o mică regiune de aici. Această regiune a fost împărțită între descendenți în 1628 și a apărut o ramură a familiei Isenburg-Offenbach. Și-au stabilit reședința aici, în castelul nostru Isenburg. Offenbach era astfel capitala unui mic județ propriu. În 1744, împăratul a ridicat acest mic județ la rangul de principat. În războaiele împăratului francez Napoleon, izamburgării au fost de partea lui. Și astfel, după înfrângerea finală a lui Napoleon, acest mic principat a fost dizolvat. Din 1816, Offenbach aparține Hessei. Castelul a devenit liniștit și a pierdut importanța și a fost grav avariat în timpul celui de-al doilea război mondial. Până în 1956 a fost reconstruit. De altfel, Palatul Isenburg nu a căpătat culoarea portocaliu roșu până în 1977. Din punct de vedere al stilului arhitectural, castelul aparține perioadei renașcentiste. Aceasta este o epocă care marchează trecerea de la evul mediu la vremurile moderne. Fasada de pe partea de sud a castelului este remarcată în special de istoricii de artă. Palatul Izamburg a fost folosit de Universitatea de Design de aproximativ 20 de ani. Face parte din campusul lor. Hochschule für Gestaltung este un colegiu de artă. Este prescurtat la HFG. Cu doar aproximativ 750 de studenți, HFG este destul de mic în comparație cu alte universități, dar cunoscut și respectat la nivel internațional. Subiectele oferite sunt artă și design. Arta poate fi studiată în domeniile designului de comunicare, media, artă și design scenic. Puteți găsi mai multe informații despre HFG și studiul de acolo în linkurile pe care le-am inclus pentru dumneavoastră în descrierea video de mai jos. Clădirea principală a HFG este chiar vis-a-vis -vis de Castelul Lisenburg. A fost construită între 1909 și 1913. La acea vreme, HFG nu era încă o universitate, ci se numea Institut de Predare Tehnică. A fost transformat într-o universitate abia în 1970. Dar HFG nu va mai sta mult aici lângă castel. Este planificată construirea unei noi clădiri în fostul port Offenbach. Pentru că spațiul de aici, de la castel, nu mai este suficient. Părți ale HFG sunt găzduite în alte clădiri din oraș. Nu s-a decis încă ce va fi cu Palatul Izemburg și cu clădirea principală a așa că HFK își părăsește locația de aici, de la castel. Aici unde a început istoria orașului Offenbach. Universitatea se mută în noile clădiri moderne din port. Portul este un simbol pentru începutul unui viitor interesant. Un viitor interesant pentru HFG și pentru Offenbach.